Semn de circulație mutat pentru că obtura vizibilitatea spre marfă. Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a fost filmat în timp ce deșuruba de pe un stâlp un indicator cu oprirea interzisă. Pe lângă faptul că își oprise autoturismul într-un loc neregulamentar, indicatorul îl deranja în încercarea sa de a-și vinde pepenii. Oamenii legii s-au sesizat și respectivul a dat cu subsemnatul. Polițiști din cadrul poliției orașului Rovinar s-au sesizat din oficiu ca urmare a imaginilor apărute pe un site de socializare cu privire la faptul că o persoană de sex masculin a desprins un indicator rutier aflat pe raza localității Bâlteni. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 47 de ani din comuna Bâlteni ar fi desprins un indicator rutier de pe o țeavă metalică pe care l-a montat pe o altă țeavă la aproximativ 20 de metri. Ulterior, indicatorul a fost mutat pe poziția inițială. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.